Deși 30 de preoți din Moldova s-au îmbolnăvit până acum de COVID-19, dintre care 2 au murit, unele fețe bisericești refuză în continuare să poarte măști de protecție. Cel mai recent exemplu în acest sens este evenimentul de ieri de la Comrat, prin care s-a dat start construcției unui nou bloc de studii al Liceului Mihai Eminescu. Toți oficialii care au participat la ceremonie purtau măști, inclusiv ambasadorul României Daniel Ioniță, premierul Ion Chicu, precum și bașcanul Găgăuziei Irina Vlah. Singurii care nu s-au conformat regulilor au fost preoții, dar nu este pentru prima dată când slujitorii bisericii sfidează recomandările medicilor și participă la diferite evenimente publice sau oficiază slujbe fără măști de protecție. Bună oară, între iunie, mai mulți preoți, inclusiv episcopul de Bălți și Fălești al Mitropoliei Moldovei, Markel, au oficiat o slujbă la Biserica Sfinților Împărați Constantin și Elena din municipiul Bălți. După doar 2 săptămâni după acel eveniment, episcopul Markel și un preot au fost diagnosticați cu COVID-19. Potrivit Ministerului de Interne, de la instituirea stării de urgență, 38 de fețe bisericești au fost sancționate pentru că nu au respectat normele împotriva COVID-19.